la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Doamna Silvia, știm că e ziua dumneavoastră de naștere. Vă urăm mulți, mulți ani înainte, multă sănătate și bucurii din partea celor dragi. Am venit la dumneavoastră cu o surpriză. Ne-a telefonat cineva, cu și aflați cine, și ne-a rugat mult să vă aducem acest buchet de flori și o tortă. Și dumneavoastră, cum credeți, cine poate fi autoarea acestei surprize? Cred că copiii le mulțumesc mult. Sunt foarte bucuroasă. Am o nepoță în departare care îi ducem dorul și o așteptăm cu nerăbdare să vină acasă. Altă nepoță că e la noi în vacanță. Și le doresc lor mult sănătate și în fața lor mereu să-i aștept cu mare drag, cu bucurie, cu... Mai în scurt, nici de emoții, nici n-am cuvinte, am multe dănule. Cea mai mare bucurie ne aduc copiii și nepoții. Îi aștept mereu să vină cu porțile deschise și în deal și de vale, cum noi zicem. Și le mulțumesc mult, mă rog și pentru dânși ca Domnul să-i aibă în pază și sănătoși și bă mereu înconjurați de prieteni, de oameni buni, de tot ce e mai bun pe lume. Și mulțumim mult că au avut grijă și s-au adus aminte. Cum? Nu că s-au adus aminte, în orice caz în tătanul s-au aduc aminte și vin, dar de așa surpriză le mulțumesc foarte mult. Doamna Silvia, noi acum vă spunem din partea cui este această surpriză. Ascultați mesajul și aflați. La mulți ani, cea mai scumpă bunică din lume. Știu că anii ning cu argint peste capul tău, însă inima ta rămâne oricând una de aur. Azi, mă rog cerului să picure mai multe clipe fericite peste toți anii tăi dăruiți de la Dumnezeu. Tu iartă-mă că sunt departe și nu am posibilitatea să te cuprind. Însă aceste flori de ziua ta să-ți aducă un zâmbet cald de la mine. Să-ți mângâie privirea ta, care știu că mă caută prin ogradă. Sunt mândră că ești bunica mea. Și aș vrea să-ți spun că te iubesc mult și tare mi-e dor de tine. Te rog să ai grijă de tine. Păstrează-ți sănătatea, căci dorința mea cea mare e să trăiești mulți, mulți ani cu sănătate și să te consideri împlinită. Te cuprind și te sărut de îndepărtare cu dor, a ta nepoată, Mihaela. Așa mă gândeți, fiți sănătoși. Mihaela, eu sărut dulce, dulce, îți doresc mulți ani, ce sunt toate, un viitor cât mai fericit, cât mai frumos, cât mai luminos. În calea ta se apară numai și numai prieteni buni, ești departe de noi, noi îți ducem dorul și te iubim foarte, foarte mult și îți dorești și multă, multă sănătate, să fii sănătoasă și să ne bucurăm de tine. Bine, mulțumim mult! Mulți ani cu multă sănătate vă urează și cei dragi care vă sunt astăzi în preajmă. Felicit cu ziua ta de naștere și fii sănătoasă, trăiești încă mulți, mulți ani. Mulțumim, Felicita! Mamă, o lume întreagă într-un cuvânt, lumină, apă, aer, pământ, ce înseamnă o mamă? Cea mai plină de sens, o lacrimă cât un univers, ce înseamnă o mamă. Mii de nopți nedormite pentru noi, mii de doruri ascunse, mii de ploi, ce înseamnă o mamă.
și vis, o inimă ca un paradis, ce-i